și. În sunet de țară, de rural, vă spun bună ziua doamnelor, bună ziua domnilor. Asta este o icoană care doare. Aceste imagini, dragilor, mă dor foarte tare și despre aceste imagini vor vorbi astăzi. Este vorba despre un caz care s-a întâmplat sâmbătă dimineață la Suceava, la unul dintre hipermarketurile din Suceava, undeva în cartierul 8, și nu are relevanță despre ce hipermarket este vorba. A fost o campanie. În fiecare zi sunt oferte. Deci, dragii mei, să scoatem din ecuația asta a hate-ului, posibilului hate, magazinul. Nu are nicio relevanță. Magazinul e foarte ok, super în regulă, nu are importanță magazinul, dar are importanță ce vor face oamenii în acel magazin. Aici, dacă vă uitați, dragilor, sunt niște imagini pe care le-am primit de la un prieten al meu și mulțumesc foarte mult. 1, 2, 3, 4, 5, da? Sunt 5, 5 și aici mai este 5, da? 1, 2, 3, 4, din sacoșul mai sare 1, 5, sau ce? Nu e? Nu e? Ce? A, trece ăla de acolo acolo. Ce înseamnă să ai un copil deștept? Da, trece de acolo acolo. Deci ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 batoane de câte un kilogram de cașcaval afumat. A fost ofertă. A fost ofertă sâmbătă. De la 32 de lei kilogramul la 19 lei kilogramul. S-au bătut sucevenii mei ca la ușa cortului și o să vă arăt niște imagini care pe mine m-au durut. Și o spune, bă, Chira, nu trebuia să dai imaginarea, nu era... Ba da. Ba da, dragii mei, trebuie să le dăm pentru că e un fenomen care se adâncește. L-am văzut în piața volantă din Suceava sâmbătă, am văzut oameni în piața volantă care se uitau și luau roșii, ardei, gogoșari la bucată. Eu am zis prima dată, am glumit când am pus, că am făcut o sânge de fond, am zis 20 lei bucata de gogoșari, au venit bătrâni, au venit pensionari, s-au uitat, vai, vai de mine cât e, și am zis, domnule, stați așa, luați-l. Se bucurau că primeau un gogoșar în plus. Oamenii au ajuns la Suceava, dragilor, să ia gogoșar, legume din piața volantă la bucată. Și e foarte grav. Asta este primul simptom a unei sărăcii cronice. Și ca să vedeți despre ce se vorbe, imediat vă dau drumul la imagine să le vedeți. Sâmbătă dimineață, s-a dat drumul la magazin, buluc acolo. La respectivul cașcaval afumat, era acolo undeva pe la mijloc. Măi, își rupeau brațele, dragilor. Își rupeau brațele. N-ai voie să iei foarte multe bucăți acasă. Știți că ofertele sunt 2, 1, 3, 50 și nu mai contează. Magazinii fac acest lucru pentru a-și atrage clienții. E un lucru foarte normal, un lucru firesc, un lucru sănătos, un lucru bun. Dar nu s-au gândit că se va ajunge aici. Vreau să fac acest material și dintr-un alt punct de vedere. Fostul ministru al finanțelor, domnul Mircea Coșa, avertiza zilele trecute că în România sărăcia este atât de mare încât oamenii nu mai apucă să păduce la dragul de-o. Of, tati. Of. Oamenii nu mai apucă, dacă îl lăsăm el e prima, asta să vedeți, imediat, e prima. Oamenii nu mai apucă să-și facă nici măcar de o zacuscă. Zacusca care este vorba aia. Eu ți-am spus că pe masă tu nu mai crezi, te la tine în spatele fetei mele. Oamenii nu. Da. Trece aici, că lasă-l acolo să stea, că dacă s-ar putea sărăcii. Hai să facem haz de caz. El este copilașul meu, este fizica. Da, te rog, Amalia, să continuăm activitatea. Oamenii nu au bani nici de o zacuscă. O zacuscă, în momentul de față, la Suceava, se vinde cu 17-18 lei porcaun. Deci cât un kilogram de cașcaval afumat. Ia uite aici ce s-a întâmplat. Vreau frumos să iertați. Da? Dă-o drumul la imagine. Spuneți-mi, vă rog, peștele ăla. Uite ce-i se pune. Tu vezi aici? Da. Uite ce-i acolo. Uite ce-i acolo cum fuge cu două. A luat două, da? A luat două și a fugit. Uite acolo. Aha, victorie. Și merge mai departe. Uite ce acolo. Uite ce acolo. Uite ce acolo, măi copil. Nu știu dacă se zice. Uite ce acolo. Uite ce acolo. Stop. Ne, fără materiale. Dă-i frumos la coada motanului. Dă-i frumos, mă tati. Ce s-a întâmplat sâmbătă la Suceava este emblematic pentru gradul de sărăcie care este în România. Uitați-vă, dragilor, și aici o să dăm filmul puțin înapoi, pentru că aici e dureros. Și aici m-a durut și pe mine și pentru asta zic, bă, nu se poate așa ceva. Se bucurau la cașcaval. Cât cașcaval poți să... Amalia, cât cașcaval afumat ai mâncat ultima perioadă? N-ai mâncat. Păi nu, că nu ți-am adus, că e scump. La 32 de lei nu mi-am permis nici eu. Dar nu poți mânca. Iei 5 kg de cașcaval. Mai dai unul la vecinul. Mai nu știu, ceva, dragilor, ceva mie îmi scap. Haideți să vă arăt
durerea cea mare a, hai să vezi, fața, uite, s-a băgată. Fața vânzătoarei. Da? Ce, mai apropiat? Fața vânzătoare. Uite-te un pic la fața Betty, doamne. Uite aici. Să uite. Numai, este siderată. O vezi acolo sus, în colțul din stânga sus? Este siderată, beata femeie. Nu poate face față. Nu poate face... Alina. Uite acolo. Nu mai face față. Nu mai face față. Uite ce înghesuială acolo. Mamă, tu vezi ce înghesuială acolo? Uite cum se bat. Se bat pentru un cașcaval. Iar acum urmează momentul cel mai dureros, dragi. Unul dintre oamenii care se aflau acolo în ghesuiala, în mall-ul ăla, în mall, că nu era cum se cheamă la rugby, când se pun cap în cap acolo, se formează câte o grămadă ordonată, în grămada asta ordonată, un domn cade pe spate. Un domn cade pe spate și stai să vezi, uite aici, da? Uite aici, cade pe spate, îl vezi? Fii atent aici, se vede jos, se vede cașcavalul? Uite, îl vezi cașcavalul? Ce se întâmplă? Aici mă doare cel mai tare. Aici mă doare cel mai tare. Uitați-vă un pic. Omul cade, cașcavalul e pe jos. Deci, real, omul cade, da? Omul cade aici, se vede, da? Omul cade, uite, vezi piciorul pe jos. Cașcavalul e pe jos, se vede? Se vede bucata, da? Da. Hai, ca să mărim puțin. Da? Două bucăți. Da, nu ca importanță. Fii atent ce se întâmplă aici. Sunt două bucăți, da? Îl vezi. Cineva s-a pleacă, după el să-l ajute să ridice. Uite ce face omul cu picior. Aici oamenii sunt în grămada ordonată. Aici când oamenii sunt în grămada ordonată pentru, da, să mai prindă două bucăți. Mai erau 3 kg de cașcaval. Uite-te la piciorul ăsta, că aici e foarte dureros. Da? Omul e căzut, omul este jos. Ce face omul meu? Uite. Hop. Și mai trage o bucată la omul ăsta. Uite aici, vrea să-l dea pe ăla. Bănuiesc că ăla l-a scos din rând. Uite aici, vezi? Nu știu dacă se vede. Da? Și ăsta se ferește omul. Omul își trage piciorul. O vezi aici, da? Vrei să mărim puțin imaginea ca să vedem? Hai să vedem așa, hai. Uite aici. Hop, cade omul, da? Se nervează. Nu stă să fie ajutat. El se-i mai dea lui ăsta. Uite, vezi acum? Se vede acum? Hop, se-i mai dea. Ți-am zis că filmăm la țară. Se mai dea o poveste. Și aici? Ce? Ce nu? Mai aproape. Uite. De la început, da? Piciorul. De unde e piciorul, da? Uite aici. Uite aici. Hop. Ce să văd? Pestat. Uite că stau aici. Uite aici. Hop. Hop. Uite aici. Hop. Îl vezi? Și omul se pădește. Dar nu are nicio treabă. Omul în continuare, el este pe luat. El are treabă cașcaval. Mai avea de luat un cașcaval. Nu știu, eu simt că undeva am greșit, am pierdut meciul. Nu știu. Eu îți spun cinstit, eu cred că undeva am pierdut meciul grav și nu mai este cale de întoarcere. N-am notat câteva gânduri aici, nici nu știu ce să mai spun. Bieți angajați, siderați, se uitau siderați. La cine le trați, minunați-o, că nu vine nimeni cu cașcaval în zonă. Te-aia să vină vreun vecin mare, vreo făcută, vreo treabă. Acum când făceam material, acum trebuia să vină vecin, avea treabă bună. De la ce naiba se întâmplă treaba asta? De la ce naiba? Și o să vă spun o chestie care e ciudată. Știți care? M-am gândit că e vorba de foame. Da, e vorba de foame. După războiul din Ucraina a venit și războiul din Israel, toată lumea a spus, să iau să fie acolo să nu trebuiască, pune în congelator. Știu cazul în Suceava, dragi, și nu glumesc. Știu cazul în Suceava de oameni care au atâtea rezerve făcute la lada frigorifică, atenție, la lada frigorifică, de sunt nevoiți să se ducă și la vecini. Nu glumesc. Și au tixit frigidele, nu se știe, să fie acolo să nu trebuiască. Ți se face absolut rău. Și mă mai gândesc la o situație, dragilor, și gândiți-vă și la treaba asta, pentru că fugitul după promoții nu e inventat de români și numai la noi. Uitați-vă în America, ce se întâmplă, în Anglia, peste tot, în toată lumea civilizată, când sunt oferte, amalea, știi, nu? Să bat acolo, să duc, își iau rochii de mireasă, iau câte 10 rochii de mireasă, ea nu mai e mireasă, știi? Dar și iau câte 10 rochii de mireasă, fug cu plășmile în spate, drujbele. Bă, dar e mâncare aici, e vorba de niște cașcavala, una mare de cașcavala frumos. Nu mai înțeleg, dragul. Și vă mai spun o chestie pe care am văzut-o la Suceava și bănesc că o știți și dumneavoastră în zonele din care sunteți dumneavoastră. Se stă la casă, da? Mergem la casă la un magazin, suntem câte 8-9. Deodată se anunță că se mai deschide o casă. Veniți și aici. Știți ce se întâmplă în momentul ăla? Vă aduceți aminte ce se întâmplă în momentul ăla? Amalia, ce se întâmplă în momentul ăla? Toată
faci pleacă la cealaltă casă. Fug toți, nu? Păi bataie, mă, îi bataie să fie primul la casa aia. Pia furalul ăla din față. Asta se întâmplă, dragilor, în România. Asta se întâmplă în Suceava, asta se întâmplă și la dumneavoastră. Ceva nu e în regulă cu noi. Ceva nu e în regulă cu noi. Nu poți tu, ca pensionar, ca bătrân, să te bați pentru două batoane de cașcaval, pe care când ai să le mănânci? În 5 luni? Dar probabil că e foarte mare întristarea, stresul și nu foamea, cât ideea de pericol. Bă, riscăm să rămânem fără mâncare. La asta s-a ajuns acum în momentul de față și mai este din când în când bădița, da, îl știi pe Marșial Șolacu, pe Marșiala noastră, premierul nostru, se aduce el cu 100 de lei în magazin și face el acolo dezmăți, cumpără 6 pateo, 5 roșioare, Dumnezeu știe, 2 ouă și ce, bă, se trăiește bine în România. Nu, domnul Celacu, nu se trăiește bine în România. În România e foame. În România este disperare și în România mai este ceva. Și de-aia am vrut să publicăm aceste imagini. În România e multă ură. Ură. L-ai văzut cu piciorul ăla, cum a dat cu piciorul? A dat cu piciorul, busul. Amalia, dacă ajung așa, te rog să faci ce trebuie, da? Dragilor, iertați-mă, poate erau părinții dumneavoastră acolo, poate erau bunicii dumneavoastră acolo, poate erau cei dragi ai dumneavoastră acolo, dar nu e bine ce se întâmplă. Iertați-mă, îmi cer iertare dacă v-am lezat cumva cu aceste imagini, dar nu e bine ce se întâmplă. Credeți-mă, spuneți-le părinților că nu e bine. Nu așa scăpăm de foamete, nu așa scăpăm de, ba din contră, devenim mai frustrați, ne urâm mai tare între noi și devenim mai răi. Suntem cu foamea aici. Aici. Și nu e vorba de aici, că nu ne e foame aici. Aici. Foamea este aici. Și aici. Comentariile vă aparțin. Sus inimile.